timpul referindu-se de fapt la rapiditatea cu care tu îți scoți toate piesele la luptă. Și vom vedea o partidă caracterizată prin faptul că unuia dintre jucătorii lipsește spațiu. Este o partidă jucată de mult, nu este lungă, vreo 30 de mutări, 29, jucată de Paul Morphy în 1858, în care el este cu albă și după E4, E5, calfe 3, D6, negru adoptă apărarea filidor, da? Este o apărare foarte veche, din secolul XVIII, inventată de către Filidor, de-aia a și rămas denumirea așa, dar la ora actuală este considerată ca fiind destul de slăbuță, pentru că trebuie să faci multe mutări bune, ca să nu intri în dezavantaj cu negru. D4, una dintre continuările foarte bune de către alb, și aici, de exemplu, ca să spun așa, teoria recomandă aici pur și simplu cald de 7, ca fiind cea mai bună mutare. Bă, nu! Ba da. Da? În partidă însă aici alege o continuare mai slabă. Și vreau să urmăriți modul de gândire a albului aici, care joacă dama ea pe D4. Încălcând chipurile un sfat. Acel sfat în care spune să nu scoți dama la începutul partidei dacă ea poate fi hărțuită de piese inamice. Și negru zice, hai să-ți o hărțuiți să câștig avans de dezvoltare. Însă Paul Morphy îi leagă carul total și după nebun de 7, pentru a nu se retrage cu dama, renunță pur și simplu benevol la perechea de nebun, gândindu-se că va avea mai mult spațiu. Și într-adevăr are și spațiu mai mult la dispoziție și dezvoltare mai bună, pentru că după nebun de 6, nebun C6, din nou fiind la mutare, face o mutare de dezvoltare cu tempo nebun G5, atacându-i dama neagră. Și acum, în acest moment, asistăm la o mutare relativ urâtă a negrului, dar vreau să înțelegeți de ce o face. Deci, o total inestetică mutare asta, F7, F6, care are două mari, ca să spun așa, păcate. Una, primul păcat, își slăbește imens diagonala aceasta și a doua, câmpul E6 devine un câmp, ce fel de câmp? Avampost. Deci este un câmp, avampostul este un câmp în teritoriul inamic pe care eu pot să-mi instalez o piesă ușoară sau o piesă grea eventual, care nu poate fi atacată de niciun pion advers. Și pot să-mi fac rost și de o ancoră, eventual. Și veți vedea cum mai târziu Paul Morphy exact asta face. Eu chiar mai găsesc încă un mic minus a acestei mutări, că nu mai poți să scoți calul pe câmpul lui normal la F6, da? Dar acum te gândești, bine, dar de ce a făcut mutarea asta greșită? Adevărul e că negru aici vede că dacă scoate nebunul acesta, s-ar putea să-i bată la G7. Și după nebun F6, se bate și la H8. Nu, și îți bat și o dama. Păi ce îți bat dama? Dar ce nu vede aici? Cred că negru a văzut chestia asta și a zis a, și după ce îi voi bate ăsta, după calce 3 voi juca cu o calitate în minus și cu mult material în minus. Deci nu-mi place poziția asta. Dar negru, de fapt, nu gândește mai mult. Și nu vede aici că ar fi avut la dispoziție, să zicem, nebun B2. Și după nebun C7, joc rege de 7, și după nebun A5, îți iau și asta. Și poziția asta este egală. Una la mână. A doua la mână, deci n-a văzut până la capăt această variantă, nevăzându-o la capăt, s-a gândit precis la cal F6, dar și acest cal F6 este păcătos, cel puțin la prima vedere, pentru că zici, pe bine, dar stric structura de pion. După schimburile astea masive, mă voi alege cu doi pioni dubli și nu-mi place deloc. Dar, din nou, mai bine ar fi fost să joace asta. De exemplu, joc cal de 2 aici, dar în compensație pentru... Dar poți să-ți faci rucada mare de asta, nu? Exact, și în compensație pentru acest lucru am pereche de nebun pe tavă. Deci, din nou, asta nu era o variantă de lepădat. Dar negrului nu i-a plăcut că ar rămâne echipurile cu doi pioni dubli.
Și atunci, negru de aceea, vreau să înțelegeți de ce a jucat aici pe jos. Și după nebun H4, cal H6, că trebuie să mă dezvolt, dar mă dezvolt pe margine, cal C3, dezvoltare, nebune 7, dezvoltare, rocadă mică, rocadă mică, șah, rege H8, și acum, efectiv, când te uiți la poziția asta, te atrage pur și simplu acel câmp pe 6 ca un magnet. Și Paul Morphy zice, hai, puf, cale de 4 cu intrare acolo. Normal că negru vede acea curculiță. Nebun de 7. Nu, joacă damă de 7. Nebun de 7 este o mutare, dar în fond muți tot piesă dezvoltată. Nu-i bine. Pierzi tempoul. Damă de 7, tun de A1, tipic pentru Paul Morphy. Toate piesele ies la luptă, da? Turn pe 7 ca să ajungă și celălalt turn la F8 și până eventual să poată sparge F5. F4, A5, vede că o să-l oprească ăsta cu F5 și într-adevăr îl oprește. Stai un pic să vezi. Cale 6, turn G8 și înainte de a trece la toate acțiunile, observați să analizez un pic poziția asta pentru dumneavoastră. Poziția asta este... Negru are un mare minus aici. Este lipsit de spațiu. Toată armata lui, dacă vă uitați, este doar pe trei linii, ultimele trei linii. Și nici n-are, ca să spun așa, motive de expansiune în față. Nu te poți expanda cu ea. Dar înainte de a trece la acțiuni directe, Paul Morphy întâi îi oprește eventual orice fel de contrajoc bazat pe B5 și A4 pe partea asta, îi joacă A4, și după, cal G4, încercând să ajungă cu acest cal marginal, într-un fel ideea e foarte bună, la E5, da? Urmează o mică regrupare de piese, damă E2 ți-l atacă, cal E5 și acum vorbim cu piesele, albul zice ce faci nebunul aici, că nu mai faci nimic, nebun G3. Cu ideea clară de a bate acel cal, da? Damă C8, ca să ieși eventual să poți bate cu pionul D. Dacă stai așa, nu poți să bați decât cu pionul F, da? Deci damă ce-o, dar tot îl bate și acum poți să bat cu D-ul. Și acum? Tur F3 și nebun de 7. Pentru că, într-adevăr, calul ăsta este foarte enervant aici. Și acum începe momentul final al partidei, în care vreau să participați toți și în care eu, când vă pun întrebare, dumneavoastră să răspundeți ca niște ciocărnițe. Sunteți tur H3. Ce amenință albul? Damă H5. Deci Mihai zice damă H5. Tu ce zici? Toată lumea e de acord cu el? Dar scrie. Nu, că nu suntem la exerciții. Păi nu vin exercițiile. Deci toată lumea este de acord cu Mihai. Damă H5, nu? Eu nu sunt de acord. Și atunci propune altă mutare dacă nu ești de acord. Eu zic tot damă H5. Damă H5. La fel, foarte bine că tu ești... Pe mutulică, el e pe mutulică astăzi, face doar din... Sophie, și tu la fel? Tu sper că n-asculti muzica acum, nu? Faci pe Napoleon cu noi? Asculti și muzică în căști? Că numai Napoleon putea să facă mai multe lucruri. Ei, dar eu ce, eu nu pot să mă uit la televizor să și scriu? Ai muzică în căști? A, bine, asta vreau. Zi, ești de acord cu ce zice Mihai, Luca și... Cristi, damă H5, nu. Amenințarea... Nu, amenințarea este, să zicem că mut turn H6. Amenințarea este turnia pe H7 și damă H5, moară. Damă H5, când joci damă H5, îți bagă pionul în față și te uiți, faci bunul. Da? Bun. Deci aici, pur și simplu, tu trebuie să iei măsuri cu negru, de aceea negru vede și joacă H6. Da? Stai un pic. Damă de 2. Care sunt cele două amenințări create de această mutare? De ori nu. Eu știu. Să mute... H6. Damă H6. Tur, nu damă. Tur H6, G6. Deci, încă o dată. Tur H6, G6, damă H6, mat. Da? Normal că negru vede amenințarea asta, deci încă o dată. Și mai apără o dată pionul cu regele.
Dar ce joacă albul aici? Cal de 5. Deci acest damă de 2 a fost practic un fel de atac dublu. Acum rămâne al doilea. Păi câte bătăi cu damă de 2 am făcut pe nebunul ăsta? Damă de 7. Păi da, ți-a luat un nebun degeaba. Deci te-ai apărat de mate, eu ți-am nebunul. Bye bye. Și dacă bate, ai de ei. Și practic partida asta negru putea să cedeze fără nicio problemă aici. Dar stați să vedeți ce chestie. Deci negru se agață cu disperare și joacă nebun de 6. Pentru a întrerupe legătura dintre tun și damă. Păi și acum amenințând să-ți ia dama degeaba. Dacă îi dau... Unde? La H. Foarte bine, da. Exact asta e joacă. Deci nu poți să bați cu pionul, bați cu regele. Dar cum continui? Păi facem așa, după aceea îi dăm... Dar nu bișa, da. Nu, bă, lasă-mă! Păi zi să-i da! Păi, dai! N-ai... E, n-are, are! De ce are? Tun de 3. Da. Ia-mi tu dama, că îți dau matra. Da, mă, dar tu pregătiți să-l zic. Deci degeaba e dama, că ești mat într-o mutare. Pa, pa! Deci a doua liftare de tun, după ce prima liftare de turn a s-a soldat cu sacrificiu. Am și atunci... Domnul poate să mai să vezi de patul ăla. Ba, poate. Joacă rege H5. Ca să iasă așa. La G4, nu? Dar asta-i dă șa. E 6. Îi mai dă un șa. Șa. Păi e mat într-o mutare, domnule. E mat, ăsta e mat. Păi de, da, să mută la F4. Păi nu poți, că am un cap. Carabuși de mare. A, zi. E mat. Faptul că, vedeți cum, dintr-o dată, faptul că acest calculator nu vă mai spune mate, vă bag în ceață. Nu vedeți, nu? Este? Că dacă ar fi strigat mate, ați fi strigat mat, mat. Așa. Da? Bun. În toată această partidă, aceste sacrificii rezultate au fost posibile datorită lipsei de spațiu armatei. Să rămână, mulțumesc! Și trecem la exerciții. Bine, domnule, negru la mutare, aveți pix. N-ave foie. Aveți și vocabular. Negru la mutare, cum câștigă negru aici? Mamă, cum dă mamă, practic? Ce faci, mă? N-ai vocabular? Nu merită. Descrie. Prima mutare. Alevrui. Da. Băi, găsim una, două, trei. Și eu, una, două, trei. Da, și din alea trei care le-ați găsit, o alegeți pe cea mai bună. Deci, în continuare, nu vreau să mai aud gălăgie. De-aia, într-un fel, v-am și luat vocabularul, ca să nu vă mai aud gurița. Cum, de exemplu, noi aud Luca. Dar nu știu de ce nu-i aud lui Luca, din cauza că a devenit un băiat cu minte sau pentru că nu poate să vorbească care... că ai vorbit, nu? A, știu. Ce ai? Are ceva, o bubă. Plomb! O plombă. Plomb! O... Gata, seniorul. Mihai, eu am senior. Aftă. Și eu, uite. Eu n-am. Eu aftelor. Hai, vă rog frumos, nu vă mai arătați aftele din gură. Scârbos. Scârbos. Sofie și Cristi. Ce? Un minut la dispoziție. Ha, bă, mare, cărăbui de mare. Ham, ham. Dar poate să ai. Ham, scrieți, mă. Da, gândesc. Ne gândim. Băi, ona, găsit. Ba, mă. Scrie dacă găsit. Mamă, numai hâuri aud pe aici. I don't understand. You don't understand. Da, mă. Ce se uită? Asta, ultima? Da. Azi încă suntem? Păi ce-ai scris aici? E2. Păi zic ce? Turne 2. Păi asta e. Păi scrie T în față. A, da. A, da, nu mai știi. Bă, domnule, a spus acum și el. Ce e asta? Ce ai scris?
Seama că e bun și da. E bun? Nu. Ia. Domnul, ce are ghet? Ce are ghet 2? Nu e bun. Ghet 2. Nu ghet 2, ghet 2. Dar trageți-mă și voi o linie, ca să fiu sigur așa. Aici! Da, o văzut, nu e bun. Cum? Nu e bun. Nu e bun, nu e bun ghet 2? Nu e bun. Ok, hai să scriu. Nu, ai scris. Bă! Nu, degeaba scrii. Sunt bun, sunt bun. Zi, Sophie, mai e tu. Ce? Deci, într-adevăr, turnea pe E2 este răspunsul corect. Stau, stau! Deci nebun? Cum? Stai un pic că nu înțeleg. Cum nebun E2? Păi nu ți-au cu nebunul. Exact! Asta am văzut și eu, domnul! Nu-l văzut! Domnul! Păi dacă... Deci, în schimb, Cristi și Sophie foarte bine. Turne 2, forțat să bați, nebun E6 cu șah. Vă zic? Nebunul ăsta, n-ai decât să bagi în față mat. Vă jur că aia o văzut și eu, dar stătui pe ea. Păi normal că de asta și tu asta. Deci, un început... Promițător. Albul la mutare. Albul la mutare. Ce muta albul? Scrieți mutarea. Ia zi, e tradiție. Scrieți mutarea. Ce? Cine e la mutare? Albul. Aici s-ar putea să vă dau două puncte. Deci îmi spuneți prima mutare, vă dau un punct. Ce e grea? Și pe urmă, după ce derulăm în continuare, vreau să-mi spuneți... Ce e mai grea? Da. Puțin. Să... Ca să fiu sigur că vedeți toată combinația până la cap. Da. Gata. O găsi. Da, foarte bine. Scrie prima mutare. Deci vreau în acest moment doar prima mutare. Atât. Pentru un punct. Deci, când faci așa... Face așa, după aia așa. Nu se poate. Ei, nu se poate de noi. Așa, așa. Stai, stai, stai. Mai aveți 30 de secunde. Păi, deci stai. Dacă n-ați răspuns corect la început, să știți că puteți participa okay, la sfârșit okay, pentru un alt punct, da? Când vedeți cum se derulează. Dar nu știu, bă, ce prost. Știm! Taci! Gata, domnule! Scrie. Și vă spun și continuarea caperoade. La sfârșit, da. Caperoade, vă spun. Da. Da. Băi, ești nebun, erau! Este, dar știi care e culmea? Sunt două. Tocmai de asta. Că poți să dai și în partea la altă. Nu, deci chiar și partea la altă? Da! What? A, da! Da, mă, văd o Cristi, mă! Potinești! Mihai și Luca. Mamă, domnul, stați! A, domnul, zi să... Ia liniște! Fără, da. Păi da, normal. Măi, te rog eu frumos. Da, măi, fii șapte. Fii șapte. Ce? Ai dat răspunsul la prima mutare? Acum. Hai zi eu. Luca, la fel și tu. Hai că nu mai voi doi mai sunteți. Hai. Care era tine? Asta, a doua. Asta, da. Nu. Știu, pe șapte. La noroc. A doua, domnul. La noroc. Da, mă, da un hașom, nu? Da. Păzită de mama natură. Nu te ia regele. Păi, bă, Doamne, cal pe șapte? Puteai să șapte. Asta? E șapte, cal. Ți-am spus, de-aia ți-am tras și linie, să le scrii, Doamne, iartă-mă aici. A. Și pe mă nu face ăsta la... economie la cârtică. Mai am 5 vocabulare când îl termin astăzi. Deci greșit. Nu. E cal pe 6! E cal pe 6! Deci uitați, ori cal pe 6 sau cal pe 6, amândouă. Dar am o gândit! Nu, nu, stați un pic. Și acum, pentru... Deci, nu, așteaptă. Cal pe 6, G pe 6, damă pe 7, da. Rege H8, da. Și acum, din nou pentru un punct, ce mută alb? Rege alb, ce mută alb? Gata!
scrie. Deci total de bazat. Damă H5 nu e bună nici aia, e remiză. Damă H5 lege pe 8 și din nou nu poți să dai la H5. Să-ți iei doar o pupică. Aia e remiză, nu vrei remiză. Timpul s-a scurs. Sofia, ai scris ceva? Eu am scris, nu. Domnul! N-am scris nimic. Senior, ai scris ceva? Nu. Am scris eu. Scris. Damă H5. Yes! Greșit? E damă H7! E damă H7. Bate cu calul după adânc, cal pe 7 și mat. Cal pe 7 mat. Nu e nimic. Dar ce pui cu stâng, cu dreapta și cu deci, stâng. Încă o dată, ca să înțelegeți susținătorii lui damă H5. Mă joc regic eu. Și acum acest damă H7 e o stupizenie. Nu vreau. Stupizenie. Stupizenie și tu. Bun. Aici. Negru la mutare. Nimica nu mai găsit. Negru la mutare. Nimica. Asta e foarte grea. Ce? Da. Ce am făcut linie, domnule? Negru la mutare. Scrieți în prima mutare a negru. Da, negru-i la mutare. Așa, cum dăm ani? Prima mutare. Și pe urmă vedem în continuare cum va dăm ani. Scrieți, prima mutare. Ce propun? Da, gândiți-vă. Nimic. Nimic. Nu are ce dacă fac așa și după aia așa îmi bate, mă duc acasă și îmi plâng în piernă. Mă gândesc, îmi plâng în de nimeni, mă. Stai. Asta? Da. Mă scuzați. Da. Este! Știu ce zisești. Mă jur că știu ce zisești. Ia. Lasă-l. Nu te băga. Trebuie să scap de ceva. Îți dau jumătate de funcție. Nu, îi dau jumătate de punct că el văzut ceva, dar practic, deci ideea e bună, zi Luca. A, trebuie să scap de ăla și să mă duc acolo. Da, și mă. Uite săracul Luca, că o să iei de capisoiu. Ai capisoiu? Cât timp avem? Voi vă păreți? Ai, domnule. Nu, gata, Luca, pat. Deci, atenție. Cristi, tu precis văzut și așa. Turn cal pe 3 da. Și nebune 5 și după turne 1 bați cu nebunul. Da. Da? Și când se duce aici, îți dai iar șah, nu? Da. Păi da, dar pe urmă când dai șah, nu poți să-l dai mai la pe 2. E mai întâi turn de 5, e mai întâi turn de 5. De aceea nebunul ăsta trebuie să dispară de aici. Deci asta îmi arătă mie Mihai Juniorul că... Și vă
a văzut până la capăt. Deci, încă o dată, tu nu ia pe G5 și când bate, acum pionul pe 2 va rămâne fără apărare. Da. Eu. Și când bate, bătem, nu bătem. Turne 1, da? Și după aia... Bă, mai poți să bați un nebun în față. Domnul, trebuie să-mi revin. Da, ți-l iau. Și după turne 1 vine șah, 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 mat. Pentru că nu mai e nebun la E3. Nu te ai jumătate de bun. Într-adevăr, celui... Ba, da, îi pusă pentru că el văzut ceva. Văzut ceva. Am unul jumate. Juniorul pare rău, văzut ceva. Ceea ce eu mă bucur. Da, tu ai 3. Felicitări. Nu o să mai ai niciun 3. Are, ale lui sunt 3 albul la mutare. Fiți atent, domnul, că-mi veni nimic. Mama, acum, cu stinești. Asta e grea? Știi, ia ai scris Turghe 2 în loc să... Da, am înțeles. Pe tot de-aia mă și uită ei. Că n-avea ce turn să ajungă la G2. Albul la mutare. Stai un pic. Bazată practic pe aceeași idee. Uite, vă dau pentru că văd că sunteți unii care nu puteți, n-aveți încă punctaj ca lumea. Bazată pe ideea lui nebun H7, nebun da. G6, damă H7, damă P7. Da. Dar pentru asta trebuie să eliberați, să scăpați de doi cai negri. Gata, da, nu știu. Pentru că unul păzește câmpul H7 și unul păzește câmpul F7. Cum scăpa de el? Forțat, automat. A, forțat? Da, forțat, automat. Forțat, automat. Eu găsim. Ei, dar vine că e forțat. Prima mutare, să vă dau câte un punct. Vine că e forțat, automat. E, pum. Forțat, automat. Da, așa, domnul. Domnul, de ce e forțat, automat? Pentru că zic eu. Nu! Nu. Yes! Sunt zile și zile. Dar de ce nu e pentru că dama își mișcă poziția de acolo. Dama trebuie să rămână pe... Nu. Dama, exact ca el, păcuși. Păi credeți că așa de ușor ar fi fost iau un cal. Ne mai pomeni. Să nu uităm că noi cu albul avem o figură minus aici. Bă, ce n-am zic că nu merge nimiocul. A, B, C, D. Nu știu dacă e bună. Da. Dă-te mă la o parte. Hai că puteți lua mai multe puncte. Bă, Mihai, te rog. Îți dau distanță. Toți trebuie să răsați acest. Da? Juniorul plus una. Buf, ce? Da, mă, crede, la uite! Ia uite aici, ia uite aici, cum mă râd cu tone, 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 tone. Da. Făcuși? Și aici merge, e ordinea puțin diferită, dar se bazează pe aceeași chestie. H5. Corect. Deci, ori ca H5. Bă, dar nu-i corect. Ați luat un punct. Sofie, deși, atenție, deci amenis bat ori la G7, ori la F6. De aceea dama trebuie să stai. Deci trebuie să-l bați. Dar cu, pentru un punct, următoarea mutare a lui. Bun, haide să-mi revin. Următoarea mutare, scrie eu? Da, scrieți. Pentru încă un punct. Ce mutare albă aici? Bă, e easy. Cu ceva bate acolo. Dar nu știu ce. Cu ce, domnul? Dice. Nu. Domnul Șleder, zice. Măi, cu ce? Nu, eu găsi, băi, băiți! Bă! Scrieți. Nu vedeați. Bă. Dacă nu e asta, eu nu mai știu care e. Te dai bătut. N-avea cum, frate, că... Bă, n-are, am 2 jumate. Cum să mai aibă? Eu nu-i zic, bă! Poate îi zic lui Luca, lui... Nu, te rog. Nu zici nimic. Haide. 30 de secunde. Tic-tac, tic-tac. Bun! Dar ce mai ai de spus? Eu, el, Luca și cine? Și Sofie. Toți! Bă, ce, nu ai nimic? Bă, nu, nu e,
de aici? Ia să mă uit. Da. Nu, că mă uit. Nu, no, nu e. Liniște. Doamne, una din ăștia două. Da, nu, nu e bună. Una din ăștia două, una din ăștia. Nu e bună, nu e bună, nu, nu e nici bună. Niciuna nu e bună. Poți să scrie aici, nu știu. Da. Bine. Nu, pot să nu știu. Da, bun. Nu. Deci răspunsul corect doar Cristi, dă-te Nebucha 7. Ce mă? Pentru că dacă... Deci, bă, atenție. Nu, 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 nu. Nu. De ce? Dacă mă tai cu dama la H7, fugea la fel. Nu, dragă, nu e vorba. Normal, tu trebuie să te gândești, dar de ce nu bate la E5? Păi, dar de ce să... Pentru că în momentul când bate la E5, e același mat. Care e marea problemă aici? De ce nu merge direct să-ți bat la E5? Pentru că nu vreau. Pentru că? Păi nu vezi nimic. Îți dădui eu un punct. Dar adevărul e că dacă bați la E5 în poziția asta, eu cu negru scap și pentru că joc pe 5. Deci de aceea eu întâi trebuie să-ți dau acest șah la H7, să-ți arunc regele în spate și acum îți bat cu turnul. Eu nu mă bazez pe asta. Înțelegi, Mihai? Înțelegeți toți? Acum pe 5 joc degeaba, că eu tot am șac prin descoperire. Exact. Ești mat. Ai regele pe H8. Iar când bați turne 5, din nou, nebun G6, rege G8, damă H7, rege pe 8, damă pe 7. Domnul, nu contează la ce mă gândi, contează la... Contează că o nimeriș, a? Albul la mutare. Așa. Mutarea albului. Dar nu e bine așa, dar așa, dar nu... Da, bine. Da, da, taci! Ai înțeles? Taci. Te cred. Asta? Da. Nu. Bine? Păi îți bag cu dama, mă. Păi și dacă... Ia. Păi și dacă... Păi și dacă... Ce e? Asta? Nu. Nu, nu asta, asta. Care? Păi da, aia, nu. Cum nu? Nu. Ridică fundii. Îți bag cu calul. Păi da, aia și trebuie să faci. Păi de ce ce joci, păi? Păi dar vă zic că... Nu, nu, e greșit. Nu e greșit, ce spune. Da. Și faci nu. Haideți, mă. Nu mai între dumneavoastră, haideți. 15 secunde. Aștept mutări de la dumneavoastră. Aaa, bă, nu e bine. Gata, mă, acum, domnul. Nu cred că era domnul. O secundă. Eu asta a văzut prima. Nu. Bă! Domnul, așteptați puțin. Stați un pic, domnul, că mi-a cam mult să-ți cu... Suntem în crază de tempo. Da, nu. Tempo. Domnul, Cristi... Mai luat să. Ce? Bă... Eu sunt ultimul bun, nu? Care trebuie să mergi? Care? Asta. Nu știu, nu știu. Asta e H, asta e H aici. Da, dragă, să bați cu dama pionul de la H și... Mă apucă râsul. Nu, deci chiar nu știu, nu, ultima asta, nu, n-ai sens, știu. Bun, răspunsul corect. Eu nu, este cal G4. Bă, și eu văzui, bă, primul. Atenție, atenție. Și în momentul când bați, atunci îți dau pe 4. Da, da, am văzut și zisai că nu e. Ce? Eu asta mă nu văd nimic, eu văd nimic. Și în momentul când bați, îți bat cu șah, da. Și indiferent că bați sau ei, bă, dar cum s-a să mă gândi și eu? Mă. Deci, atenție, dar nu, hai să vă dau un punct dacă vedeți următorul lucru. Ce? Da, dacă eu aici cu negru joc damă în șapte. Da. Dacă joc damă. Deci nu îți bat ca cel cal, ci joc damă în șapte. Hai să vă văd. Da? Da. Pentru un punct. Păi, G, I, Z, și... E super hard! Bă, ce n-ai după, bă, băiatul? Păi, dar te poate...
Clip! Băi! Gata, mă! Dacă acum nu o fac asta... Deci ce jucați cu albul dacă negru refuză să sacă bici de cap? Wow! De ce vă... Nu, să nu știu. Care? Asta? Asta, mare domnul! Corect. Ia! Da, corect. Asta am pus aici eu. Ia. Ce e aici? Da, mai e 5. Da. Băi, tași, mă! Tași, mă, din gură, mă. Băi! Ce-i zis? Restul numai, gata. Restul numai. Păi, și așa zis. Zis să cale 5. Uitați, asta a 5. Zis să cale 5. Bine, hai să-ți dau și. Doamne, scris să dau H6! Da, de aici. Zis H6. Ah, oh, H6, nu, eu credeam, nu, greșit. Cum adică? Nu e, e dama e 5. Doamne, eu practic acum, eu practic. Dama e 5, da, atenție, nu. Dar puteți zice, păi și cum mă dai bat? Simplu, după pe 5, da, dama e 3, pe 4, mă credeți că vreau să zic de o feroare? Doamne, înainte putem să ții concursele. Da, da, da. Nu vă zici pe la capăt, dă-te colda. Asta e dintr-o partidă celebră. Al lui Bobby Fischer. Prima mutare la alb. Hai. Bă, eu un prost că trebuia să tac. Pa, nu trebuia să trebuia la muzica. Liniște. Da, Vilcuie. Păi nu mă cuțin de aia. Aaa, și facem așa și te bat. Nu mai aprinde. Bă, n-are nu se mai juca la alb. Pe bune. What? Albul la mutare, prima mutare. Aici veți lua două puncte dacă răspundeți la ambele. Da. Dacă nu sunt că pe ambele să stai și la două. Da. Albul la mutare. Bă, dacă ce spune... Ce vezi? What? What? Ce? Îmi spui prima mutare albul. Ce mai faci? Nu știu, mă, joacă. Scrie. Poține. Luca, nu mai dansa și scrie. Stai, vă opresc cronometru dacă nu... Că voi, în loc să vă gândiți, dansați, auzi. Dar nu înțeleg. Cum? Să-l dați mat pe domnul rege. Nu, ce? Da, dacă mut cu această piesă e bine, mă calc. Da. Deci am o șansă. Da, ai un punct deja, numai. Că sper că... Hai. Da. Deci ai obținut un punct, s-ar putea să mai obții unul, dar pe urmă, la a doua mutare, cu titlul. Domnul, nu contează cu care e. Bine, da, nu contează. Domnul, dacă nu e asta... Da, dacă nu e asta... Nu știu de ce să mai fac. Păi, unde? Aici. Nu. Nu! 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 Deci nu știu! Nu! O să zic la nimeni real. Nu. Nu. Yes! O să zic la nu, că vreau să... Dar unde la bine doar 5, că s-a la 4? Nu știu, bun. Oricare dintre tine îți dai șapte. Nu cred așa ceva. Bun, acum pentru a mai obține un punct eventual. Bate. Rege de 8. Spuneți-mi ce mutare. Asta! Ce mutare voi? Atent, domnul, că eu știu. Scrieți! Păi nu, că dacă facem și aia... Mai multă seriozitate, că de asta, tot dansând într-un picior și râzând la mine, reușit să nu găsiți mutare. Domnule, dar s-am dat pentru mine și nu gândeam. Deci ce mutare albă aici? Scrieți-mi pentru a avea un punct. Păi da, nu, asta e important. În acest moment, Luca are un punct. Ce? Mihai Junior are 5 puncte, când? Mihai Senior are un punct, Sofia are 3 puncte, Cristi are 3 puncte și jumate. Vă spusei clasamentul de azi. Trebuie să mă gândesc. Ce mutare albă aici? Bun, n-are nimic. Asta e imparabil. Ce? Asta? Asta? Stai, ce am scris? Stai, fete! Ce vreau să fac? Păi ce, și-a parașutul să ajungă acolo. Stai, domnule! Hai, mai uite-te mai bine. E parașută. Da. Ce zis ai, mă? Domnul? Nici eu nu știu. Poate vrea să zici dormi. Wow! Mihai, nu te uita la el. Băi, te rog frumos, că vă fac în distanță. Trei de aici. Că nu scrie nicio rezolvare aici. Da. Aaaa, nu e bine. Nu.
Ce vreau să zic? E cotine. Nu e. Ba da, da, măi, doamne, ce prost sunt, ce-a zis ai, doamne. Asta. Nu. Nu. De ce? Scrie. Domnul. Da, nu. Îți arăt după aia. N-ați văzut bine, poate, ce-am scris. Nu, ba, am văzut foarte bine. Îți arăt după aia. Da, da. Da, da, domnul. Imparabil, doamne. Care? Asta? Am zis cum ai văzut și nu. Cum, doamne, e imparabil? E, e imparabil. Nu ai văzut un parabil. Nu. Nu, 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 asta a scris și el, nu. Mai e doar Sofie, gata. Gata, e doar Sofie. Sofie. Nu, nu, las, las loc toți. Dar cum, doamne, cum nu o să fie? Nu. Deci răspuns aici este damă G3. Bă, și m-am gândit, statuie o grămadă. Dar cu ce scop? Nu cred. Pentru că la damă G3, că practic ești portat, atunci ai dai nebun pe șase, mă. Da, păi da. Păi dacă îi dai nebun pe șase, nu-ți bani nebunul cu dama? Nu, facem până nu. Domnul, facem până la sfârșit. Deci îți bat puțin. Facem până la sfârșit. Nu mai facem până la sfârșit, că vă... Pa, domnul! Yes! Pa, domnul, până la sfârșit! Domnul, vă rog, două! Mai sunt doar 12 minute. Domnul, vă rog, două, mai faceți până la sfârșit. Ai câștigat data trecută, vreți să câștigi acum? Bine, hai, hai! Albul la mutare, spuneți-mi toată manevra. Ca să luați un punct. Ca să luăm ce? Ca să luați un punct, spuneți-mi toată manevra cu care albul dă mat regele negru. Domnul, cum o scriu? Pur și simplu, poc, 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 cu unul spate. Albul mută negru, nu mut? Da, 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 hai, hai. Maa, doamne! Eu așa scriu greu. Cum o să scriu greu, adică nu-mi Hai, spuneți-mi doar prima mutare așa, și vă dau așa. Un punct. Așa, da. Vă dau un punct și trecem la următoarea, că văd că dormiți pe voi. Și mă face și pe mine să adorm. N-are nicio! Domnul, n-are nicio loc. Scrieți! Nicio loc. Nu mă mai trageți de limbă! Domnul, să puteți să luăm două puncte la asta? Nu. Un singur punct ei. Seacă. Da. Bă, do... Nu mă uită-i. Nu se uită că ți-l închis eu. Da, mă... Unde, doamne, iartă-mă, vezi tu, doamne, aici, bă, fratele meu, sunt chior. Gata. Da, da. Asta mare de aici. Da. Nu! Yes! 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 Păi putem să jucăm până mâine, Cristi, dacă el nu mai greșește, ce vrei? Da, da, o să greșească! Da, da, da. O să fie eu, o să greșească și nu? O să... Nu. Ce? O să greșești mâine! Zi, Luca. Ce-ai zis? Și Sofie mai este, Luca și Sofie. Stai cu minte, nu? Dar trebuie tot timpul să da. Te duci da. Puțin mai da. Înainte, da. Mihai. Bă, poate mai ce? Da, dar nu te-am spus atât de competitiv. Nu știu cum fac, nu e să mușim încă vocabular de negru. Nu știu ce mă. Și eu vine să-l arunc pe geam. Da, domnul, mai facem, mai facem, da? Că ne place la băieților, îl place. Care e? Ăsta? Ăsta, domnul. Ăsta? Da. Nu. Îl dăduci la fel ca Mihai seniorul. Ce? Nu. Hai, Sofie. Nu. Nu știu, nu? Deci, greșit este acest cal pe patru pentru că pur și simplu scapă din cușcă. Îi spuneam cea. Dar cal pe patru te nu duce la mat. N-ai decât rege E5, cal și 6. Și indiferent că te duci la P5 sau la E5, la D5, cu acest șah, ești portat din nou să duci la P5 și îți dau mare de pior. Domnul, azi facem numai lezi și facem joi numai... Da. Parcă am mai zis odată așa și nu m-am ținut de cuvânt. Nu contează, nu contează. Nu contează ce am boxează, albul mută, bine, hai. Asta e mai ușoară, un punct doar vă acord, atât. Da. Nu, două puncte o să vă acord. Două puncte, albul mută, mat. Puteți lua două puncte aici. Două? Da. Că nu-i chiar așa ușoară la prima vedere. Deci mă spui și pa, pa, pa. O să fac așa, dar noi când o să fac așa... Mamă, continuă! Mamă! Dar ce rol are? Pe că nu mai dă niciun mat și se duce acasă, plâng și... Îmi vezi ce rău!
V-am spus să tratați cu mai multă serioritate. A, gata, gata, domnul. Găsim un aparat. Domnul, îl scriu. Scrieți, prezentați-vă la controlul calității. Chiar dacă nu o să fie bună. Eu nu cred că e bună. Da-te, Sofie! Eu găsim! Fiți atenți că asta e. Domnul, și v-a zis, scrie ce e asta? Nu trebuie să zici, și eu nu. Nici la mine? Domnul, asta, asta mare. Asta. Nu. Ce? Bă, deci n-are niciun sens acum. O mai gândesc. Ce mă dă? Îți iau curentele. Care e răspunsul? Nu. Mă sunt doamne, stați un pic. 30 de secunde. Liniște numai că mai este Mihai de răspuns. Am zis 7. Seniorul. Mare! Nu știu, domnul, vă spun ceva și vreau să vă dau pe mine. Nu, pe urmă, poate obții, o să obții al doilea. Da. Oricum, pe ăsta nu ți-l mai dau. Da, asta e bine, măcar. Nu. Cum? Bă, n-are nimic. Domnul, arunc pe ceam tot. Domnul Gongor, să stai mai atât ce ghinion. Că scrisă aceeași prostie. Asta. Domnul Gongor, să stai mai atât. Nu! Domnul! Ce scrisă? Haideți acum să vă arăt. În afară de ăsta, e... Nu. Haideți, gata, gata, gata. Nu. Răspunsul corect este turn de șase. Bă, și cum stă tu? Ce mă? Deci nu poți să bați dama că ești mat într-o mutare. Cum? Eu credeam că trebuie să facem altfel de mat. Nu, 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 păi n-ai cum altfel. Dar stați un pic. Deci, până acum n-ați luat niciun punct. Vreau să văd cum dați mat la turn de șapte. Turn de șapte? Doamna! Așa? Nu, stați să vă arăt eu că n-are rost. Deci, tu știu, știu. Așa, așa. Da, asta! Domnul, asta vreau să vă zic! Continuați! Deci, hai, spuneți ce mută albul și vă dau un punct. Da, deci, dacă scrieți următoarea mutare a albului, vă dau un punct. Domnul, putem doar să rămânem în avantaj? Sau trebuie să dăm categoria? Nu, trebuie să dăm mat. Așa, așa, așa. E mat! N-are cum te dacă, gata, dacă, gata. Dacă nu e asta, da. Da. Tica, faci ce ușorăt când se apropie, Tica? Da. Adică dacă mai am acum o punctă, Tica. Domnul, dacă eu acum o punctă, nu te-ai punctat. Asta e ce e gând. Eu am 5 10 la ore și am... Doamne, așteptați să mă... Băi, să mergi ghinion. Nu am reușit să decât... Bă, domnul! S-au 3 puncte. Stai repede! Repede, repede! Doamne, eu câte puncte? Da, să mi-te gândesc. 2! Eu mă bat cu el! Eu nu știți că am reușit să mă... Nu-i nimica, lasă-te! Gata, domnule, expiră timpul! Ți-a expirat timpul, senior. Domnul, cale 7, cale 7! Cale 7? Da, corect. Nu, 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 nu. Deci răspunsul corect este cale 7, rege pe 8, tu faci 8, tu dar. Domnul, dar nu e corect! Păi ce nu-i corect dacă zisă? Păi dar zisă că nu ești pe rând! Tu zisești, da mă, ghe 7, măi, ceea ce e total diferit. Haideți, gata, să trece la următorul că mă... Îți bag cu damă. Domnul, vă rog eu! Cale 7, prima dată. Făcuși bine? La prima dată. Nu, nu. Păi nu poți să încep cu cale 7. Am nevoie de două și te cal, unde cale 7 aici? Domnul, dați cale 7. Una de două. Cale 7 nu e bună. Poți bă, domn. E zi cale 7. Asta zic, e de vina, e vina, m-auzit. Domnul, domnul, domnul. Una, două, șapte. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, locul întâi. Stai, mai, nu mai faci. Una, două, trei, patru, cinci, jumate, locul doi. Lasă, Cristi, că e chiar cu... Sofie, una, două, trei, patru, locul trei. Luca, una, două, locul 4. A, și spun... Și Mihai, seniorul, un punct. Locul 5.
Haideți să ne pregătim să mergem acasă, că este și 50 de acolo. Dați carnețelul. Carnețelele, dați-mi vocabularele. Vă mulțumesc pentru lecție.